Pe strada Tărpiului au fost realizate canalizarea menajeră, pluvială, sistemul pentru iluminat public, canalizația pentru fibra optică, o parte dintre trotuare. În acest moment se lucrează la bordurare, urmând să fie pregătit patul drumului pentru asfalt. Vom trage două straturi de asfalt în luna octombrie, iar al treilea strat, stratul de uzură, îl vom trage pe toată suprafața străzii, adică începând de la drumul cetății și până pe actuala zonă de pământ. Amintesc că pe segmentul de rampă din zona drumului cetății, proiectul prevede amenajarea a trei benzi de circulație.